Dragi prieteni și frați, mă bucur din toată inima că oriunde am fi pe pământ, cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru noi totdeauna ceea ce a fost, și anume un loc sfânt. Scoateți încălțămintea din picioare, cuvintele pe care Domnul le-a spus lui Moise, înseamnă nimic altceva decât retrage-te din viața ta de fiecare zi, din lucrurile obișnuite și fii conștient că ești în prezența Domnului și a cuvântului Său. Cu această ocazie vom studia împreună un mare principiu al comunicării, și anume în ce măsură cerul este prezent în vorbirea și gândirea noastră. În ce măsură? În ce măsură suntem conștienți de faptul că tot ce gândim, tot ce vorbim, tot ce trăim, aceste lucruri și activități ale ființei noastre umane, esențiale, fundamentale, aș zice, se desfășoară în prezența lui Dumnezeu. Așa că tema sau titlul temei noastre de astăzi este Ești pe speaker. Ați văzut că în momentul în care suni pe cineva, nu știi dacă mai sunt alte persoane sau nu de față. Uneori întrebi, alteori uiți să întrebi pentru că îți asumi faptul că persoana cu care vorbești este singură cumva. Și ar fi o datorie morală, aș zice, ca persoana pe care o sun sau care este sunată să spună, uite, ești pe speaker, mai sunt cu doi prieteni aici. Dacă nu-ți spune acest, dacă îți spune acest lucru, iei măsuri și imediat parcă auzi de la capătul celor, bine, o să te sună altă dată, ceea ce înseamnă că nu se putea vorbi în fața și în fața altor oameni. Dacă ești pe speaker, ești pe speaker. Și al doilea lucru este că uneori vorbești fără să știi că ești pe speaker, fără să știi că sunt alte persoane în jur, acolo care ascultă cuvântul tău, și dacă ți se spune, vezi că ești pe speaker, deja îți pare rău și nu știi ce să mai faci, nu mai ai cum să iei cuvintele înapoi. În zboară gândul la o experiență tragicomică, aș zice, unde doi slujitori ai lui Dumnezeu au vorbit cu al treilea și s-a întâmplat că după ce au vorbit, au uitat telefonul deschis și ei au continuat convorbirea lor în jurul persoanei cu care vorbiseră, care îi sunase de fapt. Și vorbirea aceasta n-a fost deloc cu har și dreasă cu sare la adresa acestei persoane și el a auzit, i-a auzit pe cei doi vorbind lucruri de neimaginat pentru el și pentru doi slujitori ai lui Dumnezeu. Și după mult timp, deci a fost poate o jumătate de oră, telefonul a stat deschis și el a ascultat. Eu unul nu ascult. Dacă cineva uită telefonul deschis, ignor în clipa aceea. Deci nu-mi permit să ascult o secundă, ia să vedem ce zice, fără să știe persoana aceasta că o ascult. Nu. Dar prietenul nostru i-a ascultat, mai ales pentru că el era subiectul și cumva avea dreptul să audă despre sine. Zice că dacă asculți la gaura cheii, la ușă, sau dacă asculți pe cineva care a uitat telefonul deschis, o să auzi multe vești despre tine, care nici nu le știai, dar le auzi acolo vorbite în această împrejurare. Și după ce a ascultat mult, mult timp și atunci unul dintre cei doi care erau în mașină observă că telefonul e deschis. Aoleu, telefonul a fost deschis, au zis ei. Și atunci acela vorbește, zice, nu pot să cred că doi slujitori al lui Dumnezeu se pot deda la astfel de vorbe. Pot vorbi astfel de cuvinte. Nu spun că despre mine, dar astfel de cuvinte. Dincolo de aceasta, nu știu despre cine ați vorbit, pentru că eu nu sunt acela despre care s-a vorbit aici. Mă rog, ideea este că atunci când vorbim, am vrea să cumva să fim protejați. Vorbim doar cu această persoană. Ne ascundem ca și primii noștri părinți, cumva sau ne rezervăm. Este legitim să ne rezervăm convorbirea. Dacă vrem să vorbim cu o anume persoană, nu vrem să vorbim cu tot satul. Vrem să vorbim cu o anumită persoană. Însă, în ce privește relația noastră pe verticală, aceea cu Dumnezeu, aceste lucruri despre care am vorbit cu speakerul, cu
că uita telefonul deschis, aceste lucruri nu mai au importanță. Pentru că există această linie de comunicare cu cerul care este absolut permanent deschisă. Biblia ne spune, totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care avem de-a face. Deci, spunem și învățăm aceste lucruri din Scripturi, nu ca o sperietoare pentru cineva, ci ca un motiv de conștiință, ca un motiv de trezire, de prezență. Ești conștient că uneori ne dăm cu mâna peste gură că au fost niște copii de față și am vorbit un lucru care nu trebuie. Părinții din prezența copiilor discută niște lucruri care n-ar fi trebuit niciodată discutate în prezența copiilor. Dar suntem aici și suntem acești oameni. Dacă ne ajută Dumnezeu și știu că ne ajută, dacă noi îi dorim și îi primim ajutorul, cu această ocazie vom învăța o lecție de comunicare, lecție care trebuie să meargă cu noi în întreaga noastră viață. Și anume, cu Dumnezeu ești pe speaker, cu cerul ești în direct. Nu există ceva ascuns față de Dumnezeu. Noi mai spunem vorbe cu înțeles și subînțeles, dar nu pentru Dumnezeu, pentru oameni. Noi mai spunem unele vorbe, dar vrem să zicem altceva. La Dumnezeu nu reprezintă o problemă aceasta, pentru că Dumnezeu nu ia în comunicarea noastră, El nu ia sunetul cuvintelor noastre, ci, așa cum a spus David, nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, deci nu s-a manifestat fonic cuvântul, este în stadiu de gând și atunci Biblia spune, zice, în psalm, zice, tu îmi cunoști gândul, îmi cunoști intenția, îmi cunoști inclinațiile inimii. Totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu, înaintea acelea cu care avem de-a face. Aceasta nu este surveillance, cum este astăzi, plin de camere peste tot, te filmează, te înregistrează. Probabil că acesta este un rău necesar în fața răului din lumea noastră. Răul cu rău se scoate în lumea noastră, deși legea lui Dumnezeu nu prevede așa ceva, ci prevede că bunătatea lui Dumnezeu scoate răul din noi. Este o altă cale. De altfel, o să învățăm în aceste... Avem trei prezentări pe baza capitolului 6 din a doua împărați, începând de la versetul 8. Avem trei lecții mari de învățat. Cu această ocazie învățăm una dintre ele, prima dintre ele. Și să mergem la acest capitol și la versetul 8. Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis, tabăra mea va fi în cutare loc. Și strategic, militar, au plănuit războiul. Dar omul lui Dumnezeu, adică Elisei, a trimis să spună împăratul lui Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Deci, sunt uimit când trimit un text, la ora actuală mă găsesc în România, dar când trimit un text în Statele Unite și într-o clipă primesc de la persoane, imediat am primit răspunsul, într-o clipă, așa îi spunea lui Daniel, în clipa în care a început să te rogi, a ieșit răspunsul, a fost trimis, deci într-o clipă, simultan, instantaneu. Așa se întâmpla aici. Împăratul vorbea în sfatul secret. Era vorba de serviciile secrete militare, era vorba de strategia de război, care nu se discută în piață sau pe stradă, ci în cele mai izolate posibil, izolate fonic, izolate în fel și chip, camere, locuri pe care, unde se ținea sfatul acesta. Dar el nu știa că e pe speaker. Era pe speaker cu Dumnezeu. Și cine crede că nu este pe speaker cu Dumnezeu, aceasta e definiția nebuniei. Trebuie să cineva să își suprime gândirea, pur și simplu, ca să creadă că nu e pe speaker cu Dumnezeu. Unii oameni, în nebunia și răutatea lor, au inventat un Dumnezeu care a creat lumea și apoi a plecat la plimbare și lumea e de capul ei.
acești oameni nu au spus ce este și nu spun ce este. Ei spun ce ar dori să fie și probabil că au ceva de ascuns sau ar vrea, nu suportă prezența lui Dumnezeu și așa că au inventat acest fel de Dumnezeu. Dar nu. Biblia spune plin este cerul și pământul de mărirea lui. Ele sunt pline, nu sunt lipsite, nu sunt părăsite, nu sunt goale. Ele sunt pline de prezența lui. Împăratul acesta nu cunoaște și nu crede în Dumnezeu. Dar dacă cineva nu crede în electricitate, spune poetul Vasile Militaru, asta nu înseamnă că electricitatea nu există sau nu are efect. Cineva nu crede și pune mâna pe un cablu, dar el nu crede. Nu. Aceasta nu schimbă cu nimic urmarea sau consecințele. Tabăra mea va fi în cutare loc. Îți dai seama că ești pe speaker? Îți dai seama că te-a auzit Dumnezeu ce vrei să faci? Îți dai seama că planul tău este gol și descoperit înaintea celuia cu care ai de-a face, chiar dacă ignori prezența lui Dumnezeu? Elisei dă ecou acestor cuvinte. El era portvocea lui Dumnezeu pe pământ, era instrumentul prin care Duhul Sfânt se adresa generației lui și același fel de lucrare face Dumnezeu astăzi. El are oameni și slujitori și familie iubită plantată pretutindeni sub ceruri. Și nu este nimic care să fie gol și descoperit, cum și spunea Arsis Sproul, marele om al lui Dumnezeu, spunea, nu există nicio moleculă de capul ei în acest univers. Nu există nicio convorbire la secret. Totul este pe speaker. Ați văzut ironia soartei. Ștergi mesaje din telefonul tău și după ce ai șters toate mesajele acestea, primești o întrebare. Ai vrea să vezi mesajele pe care le-ai șters? Păi parcă eu le-am șters, nu? De ele sunt tot acolo. Nu se șterge nimic. Și lucrul acesta este bine. E un rău, într-adevăr, această formă de supraveghere. Este un potențial catastrofic pentru viața pe pământ. Dar în același timp vine în întâmpinarea răului. Nu ne putem imagina cât rău a fost prevenit datorită acestor camere instalate peste tot. Nu ne dăm seama cât rău a fost prevenit sau ascultării telefoanelor și așa mai departe, înregistrărilor și tot ce se poate petrece. Iubiții mei, nu are niciun fel de impact negativ pentru omul lui Dumnezeu. El nu are ceva de ascuns. Fiul lui Dumnezeu a spus, nu, eu am vorbit toate lucrurile la lumina zilei în văzul lumii. Tot ce a fost de vorbit la lumina zilei. Eu am vorbit cu ucenicii ce ar trebui vorbi cu ucenicii, am vorbit cu păcătosul ce trebuie vorbi cu păcătosul și așa mai departe, fără să fac din aceasta un dezmăț de vorbe, oriunde și oricum. Dar, ca un numitor comun al tuturor acestor manifestări în comunicare, trebuie să nu uităm niciodată că suntem pe speaker. Nu trebuie să ne spună cineva acest lucru. Nu este pentru noi, nu este niciun fel de diferență când vorbim, dar la capătul celălalt este mare diferență. Și știm bine că atunci când suntem conștienți că suntem pe speaker, vorbim altfel, sau în prezența unor copii, sau în prezența unor străini, vorbim altfel, datorită acestui lucru. Așa că împăratul lui Israel, spune versetul 10, a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omului Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori, spune versetul 10. Când împăratul Siriei a văzut că i-au fost dejucate planurile, a spus fără discuție, avem un trădător între noi. Spre exemplu, se hotărăște ceva într-un consiliu și deodată lucrul acesta devine public. Sigur, primul gând zboară cine este acela care a luat lucrurile care trebuiau să rămână intime și le-a dus în public. Cine e omul acela? Împăratul întreabă imediat, s-a tulburat la suflet și a zis, nu pot să cred că am un trădător aici, cineva toarnă, cineva spune ce se întâmplă aici. Vă puteți da seama în ce primejdie este turnătorul, pentru că el stă în adunarea fiilor lui Dumnezeu
dar știe că el este un fiu al celui rău și va face lucrarea celui rău. Iuda stă la cina Domnului, dar știe că va ieși noapte de aici și se întâlnește cu celălalt consiliu pe unde se discută cei 30 de arginți. Când așa ceva se întâmplă în viața unui om, această dublă identitate duce la îmbolnăvirea creierului și a minții. Mulți dintre oamenii bolnavi mental pe care îi vedem astăzi, boala lor este produsul acestei vieți duble, aceea de membru al Consiliului și în același timp vânzător către partea cealaltă. Împăratului Siriei s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voi să-mi spuneți care dintre voi este pentru împăratul lui Israel. S-a uitat la fețele lor și probabil că din nenorocire unii oameni au căzut victimă unei suspiciuni ca aceasta. A picat pe el, nu, tu cam ai față de trădător și poate că omul nu avea nicio legătură, în timp ce adevăratul trădător, acesta era aproape neobservat, ala Iuda, spre exemplu, ucenicii nu au avut idee că el este vânzătorul. Așa de bine și de demonic se camuflase el, asemenea lui Haman. Lucrurile acestea ajung și merg uneori departe, foarte departe, chiar merg până la ultima clipă uneori, dar acolo se prăbușesc. Fața lui Haman a fost descoperită și imediat a fost acoperită și a fost tras pe spânzurătoare. Viața aceasta nu duce departe, dar prima victimă a acestei vieți duble, a unui om care nu vrea să admită că e pe speaker, prima victimă este propria lui ființă. După ce a întrebat lucrul acesta, cine este trădătorul, cine vorbește din consiliul acesta, cine a informat, a vândut informațiile acestea mai departe, cine e spionul acesta aici? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate. Nu te frământa cu lucrul acesta. Noi nu suntem oameni, noi nu suntem informatori. Nu pot. Spurgeon a spus o vorbă care nu merge. El a spus: poți să fii un om desfrânat și un bun chirurg, dar nu un om desfrânat și un bun pastor. Nu, dacă ești un om desfrânat, n-ai cum să fii un bun chirurg. Vei fi un chirurg desfrânat. Vei fi un agent, vei fi un om care duci cu tine, fără de lege și păcatul tău, la amvon sau la masa de operație sau oriunde ești. Lucrul ăsta nu poate fi lăsat la ușă. E mare diferență. Nu poți să fii un bun capitan de vapor, spre exemplu, să conduci o navă de aceasta, o uriașă navă de sute de mii de tone și un mincinos și un hoț. Da, e foarte priceput capitan. Da, uite, a lovit piciorul podului în Florida, a lovit piciorul podului cu vaporul fiind beat și în loc să anunțe imediat am lovit piciorul podului cu vaporul, am fost beat, nu m-am uitat, am lovit piciorul pentru că era hoț și mincinos, în timp ce era un capitan priceput, a tras frumos vaporul înapoi, a întors și a plecat în direcția opusă. Lovitura pe care a dat-o el în piciorul podului a deranjat calea ferată care trecea pe pod și când trenul a intrat în viteză, șinele erau deplasate, s-a prăbușit. A fost un număr scuduitor de morți din cauza unui comandant de navă mincinos. Nimeni nu poate să lase minciuna sau hoția sau curvia sau alte păcate, oricare ar fi păcatul acela, mândria lui și nimeni nu le poate lăsa la ușă, le duce cu el. Și oamenii care erau aici au vorbit împăratului din inimă. Nu erau de tipul lui Iuda sau al lui Haman, bine camuflați, încât doar ochiul, dar vedeți camuflajul acesta, ține la oameni care sunt pe jumătate orbi, dar nu ține la Dumnezeu. Și vorbitul acesta la ureche, șopa, vorbitul cu subînțeles, cu, așa, cu pase psihologice,
din care un om trebuie să tragă niște concluzii. Aha, acum înțeleg, acum vorbitul acesta merge la oamenii neputincioși și căzuți în păcat, dar nu merge la Dumnezeu. La Dumnezeu se știe intenția cu care a fost rostită o anume vorbă. De aceea oamenii au stat înaintea lui și au spus, nu, nimeni, împărate, nu te trădează, nimeni nu vinde de aici. Nu există un trădător aici. Ea a fost aceeași atmosferă acolo, care a fost în camera de sus când Mântuitorul nostru a împărțit prima cină a Domnului. Și spre deosebire de Consiliul Împăratului, care nu avea niciun trădător în el, Consiliul lui Iisus avea un trădător. Unul dintre voi mă va vinde. Și oamenii n-au spus, Doamne ferește, mie nu-mi trece prin minte așa ceva. Au zis, este posibil, cu sau fără știrea mea, chiar eu să fiu omul ăla, să nu-mi dau seama, să fi dus o vorbă care nu trebuia, unde nu trebuia să fac, ce n-ar fi trebuit. Totul este posibil într-o lume a păcatului. Nu sunt eu omul acela despre care Biblia spune este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Nu se poate așa ceva. Așa că mă voi preda lui Dumnezeu și voi spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște minima, vezi dacă sunt eu acesta. Dar Consiliul Împăratului nu conținea niciun Iuda. Conținea însă altceva. Împăratul vorbea pe speaker și el nu știa lucrul acela. El nu credea în Dumnezeu. Dar aceasta nu schimbă cu nimic, absolut cu nimic, realitatea. Dimpotrivă, manifestarea aceasta este o manifestare de om nebun. Marele proponent al ateismului anilor 50, care a scris toate manualele acestea pentru universități, Anthony Flew, a spus, zice, eu toată viața am fost credincios principiului, urmează adevărul indiferent unde te duce el. Dar când am văzut genomul uman, genetica umană, o bibliotecă uriașă cu sute de mii de volume perfect aranjate pe teme și pe rafturi, în fiecare celulă, când am văzut așa ceva, am zis, trebuie să fii nebun ca să crezi că acestea s-au întâmplat de la sine sau s-au înodat una pe alta. Este într-adevăr o formă de nebunie. Este o formă de sinucidere a intelectului și a Duhului. Este, de fapt, expresia mândriei omului care spune, nu duc lipsă de nimic, a la Laodicea. Nimeni, împărate, Domnul meu, nu te vinde. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în dormitorul tău. Ai înțeles? Ești pe speaker, împărate. Știu că nu-ți place. Știu că ai vrea să fie altfel și pentru că ai vrea să fie altfel, ca și povestea neverificată cu struțul cu capul în nisip, prefer să ignor realitatea prin a-ți ascunde capul în nisip. Aceasta nu schimbă realitatea, schimbă poziția capului tău, schimbă imaginea la care privești tu, vine în întâmpinarea dorinței tale, ai dori să nu fie, să nu vină un leu sau tigru să te sfâșie, ai dori lucrul acesta, dar realitatea este alta și realitatea nu se rezolvă și nu se dizolvă prin a se ascunde capul în nisip. Uite, acesta este adevărul, îi spune ofițerul, generalul acesta care era parte din consiliul lui. Acum, nebunia tuturor nebunilor. Ce faci cu gândul acesta că ești pe speaker? Ești cuvintele tale rostite în cămăruța creierului tău? Sunt auzite, bine, sunt pe speaker, nimic, totul e gol și descoperit, ce faci cu lucrul acesta? Fie te supui lui Dumnezeu și îi spui, cercetează-mă Dumnezeule, curățește-mi vorbirea, curățește-mi gândirea, curățește-mi sufletul, te rog, Doamne, numai Tu, sângele Tău, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Acesta este răspunsul pe care îl va da omul căzut în păcat, care este înșelat, care este sincer în înșelăciunea lui. Abimelec îi spune lui Dumnezeu, Doamne, am lucrat cu datele care mi le-a dat Abraham. Omul ăsta mi-a dat datele astea care au fost mincinoase, de fapt. Am lucrat cu credincioși și cu niște date false. Și Domnul îi spune lui Abimelec, știu că ai lucrat cu date false și știu că ai fost sincer în calculul tău, dar asta nu înseamnă că nu este greșit.
Este greșit, imediat îndreaptă calculul acesta cu noile date pe care ți le dă Dumnezeu, nu Abraham, care minte de frica morții, iluzorii imaginate și din necredința în protecția lui Dumnezeu. Împăratul acesta ia însă o altă poziție vis-a-vis de descoperirea aceasta că este pe speaker. În momentul când i-a spus, vezi că ești pe speaker. El ia o altă hotărâre și spune versetul 13, duceți-vă și vedeți unde este acest Elisei ca să trimit să-l prindă. Păi mă împărate, măi nene împărate, nu vorbirem noi acum că ești pe speaker, nu înțelegi că vorbele pe care le spui acum le aude chiar omul ăla. Nu înțelegi că tu ce gândești în dormitorul tău este cu tare, cu sunet, nu înțelegi lucrul ăsta. Indiferent ce mimezi și indiferent cum arăți, nu înțelegi. Nu. Nebunul nu pricepe așa ceva. Observați că necredința în Dumnezeu duce la nebunie. Asta e un gest de om nebun. Deci, în primul rând, omul acesta ignoră total faptul că totul e gol și descoperit în fața lui Dumnezeu. Nu, el preferă să nu fie așa. Și pentru că vrea să nu fie așa, își creează un mediu al lui în care vrea să rămână mai departe. Un mediu iluzoriu, știe că nu e adevărat. Trebuie să fii nebun la cap ca să vezi că tu vorbești pe speaker și totuși să continui să vorbești în speranța că nu se aude. Dar cum să, dacă ești pe speaker, cum să nu se audă? Duceți-vă și prindeți-l. Păi da, aude și el așa ceva. Nu ți-am spus acum treaba aceasta. Nu, mintea nebună, mintea fără Dumnezeu sau mintea care nu ia în calcul pe Dumnezeu sau care consideră pe Dumnezeu undeva depărtat și așa mai departe, a aruncat creația în aer și e. Omul acela este un om nebun. El ignoră adevărul despre electricitate. Nu, eu aș prefera să nu aibă niciun efect asupra corpului și în clipa următoare este carbonizat. Preferințele noastre, imaginația, nu schimbă adevărul. Duceți-vă și vedeți unde este. Au luat informații de la alții, aveau și rețele de informatori și a venit și a spus, iată că este la Dotan. Imediat, echiparea, cai, săbii, oameni, militari, echipați, trupele de comando, ăștia, Navy SEAL americani, echipați fizic și intră în primejdie, cea mai bună echipă din armata lui, trimite cai și o oaste puternică împotriva unui singur om. El este nebun, dar nu de tot. Dacă era nebun de tot, trimite un singur om care se taie capul, cel lui Elisei. Dacă era nebun de tot. Dar nu e nebun de tot pentru că nu e nimeni nebun de tot. Un om mort în păcat nu înseamnă un om inconștient. Nu. El este mort în păcat. Adică el este căzut în păcat fără nicio putere de a se elibera. Aceasta nu mai are. Cădere în păcat înseamnă că ai pierdut puterea de a te elibera. Dacă nu te eliberează Dumnezeu din afară, nu există eliberare. Dar împăratul acesta crede ceva despre puterea aceasta, așa că împotriva unui om trimite oaste puternică, trimite cai, trimite călăreți, armament, împotriva unui singur om. A ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Toate acestea s-au întâmplat dintr-un singur motiv. Acolo era un om care refuza să fie conștient de faptul că e pe speaker. Aici, în fața voastră, este un om și voi sunteți cei care urmăriți cuvântul acesta, care și noi toți ne găsim la această bifurcație a vieții. Fie ne vom îndrepta spre Dumnezeu, pe al cărui speaker suntem, și vom cere curățește-mă cu isop și voi fi curat. Sângele lui Iisus Hristos te curățește de păcatul acesta, al răutății, al invidiei, al urii, al necredinței în Dumnezeu, al puftei, al tuturor acestor forme de semințe care duc la crimă. Fie ne vom lăsa curățiți de cuvântul lui Dumnezeu și atunci, dacă cineva îmi va spune, vezi că ești pe speaker, eu îi voi spune, nu este niciun fel de problemă, știu cum să vorbesc cu iudeu, cu barbarul și cu celălalt, că ungerea pe care v-a dat-o Dumnezeu vă va învăța toate lucrurile. Dacă voi fi și dacă mi se spune, vezi că ești pe speaker, o să spun, știu.
Și mulțumesc lui Dumnezeu. Pe speaker omenesc o să fim sau nu o să fim, dar pe speakerul ceresc, totdeauna noi vom fi acolo. Totdeauna telefonul nostru va fi dat cu voce deschisă, se va auzi în jurul nostru. Aceasta este opțiunea la care suntem noi chemați. Dacă ne vom supune Duhului lui Dumnezeu, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină și în lumină, avem cu adevărat părtășie unii cu alții, nu ne spionăm unii pe alții, avem părtășie unii cu alții și în condițiile acestea, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Și atunci, faptul că suntem pe speakerul lui Dumnezeu nu este un blestem sau o spaimă sau o indignare din partea noastră, ci este cea mai mare binecuvântare. Mă voi purta cu grijă, spune David. Mă voi umbla cu grijă pe drumul vieții mele, pentru că știu că sunt pe speaker înaintea lui Dumnezeu. A confirmat Iisus lucrul acesta, că suntem pe speaker? Da, El a confirmat lucrul acesta, spunând despre cei mai mici și neînsemnați dintre noi, îngerul lui sau al ei, al tău, al meu, vede pururi fața Tatălui meu, adică este într-o comunicare 24 de ore, pe zi sau fiecare clipă este în permanentă comunicare cu cerul. Îngerul lui vede purul fața lui Dumnezeu. Așa suntem noi pe speaker cu cerul. Să ne ferească Dumnezeu de calea nebunului, acelui care ignoră realitatea nevăzută, care refuză să creadă pe Dumnezeu și să își supună păcatul lui, puterii și iubirii lui Dumnezeu, spre a fi curățit de el. Să ne păzească Dumnezeu de calea lui Iuda, de calea lui Haman sau chiar de calea împăratului acestuia pe jumătate nebun. Celelalte două episoade care urmează, unul este Smile, You are on camera, acum nu doar că ești pe speaker, este episodul cu Gehazi, în care el nu știe că el nu vede pe cei care îl văd. Îngerii, dealurile erau acoperite și îl vedeau pe el, dar el nu-i vedea pe ei, dar asta nu înseamnă că dacă nu vezi tu, nu ești văzut. Și ultimul, al treilea episod, este puternica armă a iubirii, în care Elisei întinde masa și cucerește pe calea aceasta armata siriană. Deci suntem la această bifurcație. Dumnezeu să ne ajute să apucăm spre dreapta. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată prea iubit, și ne închinăm înaintea Ta, Doamne, știm că Tu n-ai pierdut niciodată un război al iubirii Tale față de noi. Niciodată Tu nu Te-ai întors. Te iubesc cu o iubire veșnică. Îți mulțumim din adâncul sufletului. Ne închinăm iubirii Tale, Doamne, și Te rugăm ca dragostea Ta să anime sufletul nostru cu același fel de dragoste pentru aproapele nostru și pentru Tine. Ajută-ne să știm și să păstrăm viu în mintea noastră că suntem totdeauna prezenți înaintea Ta, ești totdeauna prezent în viața noastră și totul este gol și descoperit înaintea ochilor Tăi. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.